corpului inamațiunilor perturbatoare, neomologabile, impurificante pentru idealul de operă estetică, nu cred că mai are voie să întârzie foarte mult, fiindcă situația în care de 20 de ani istoria literară a literaturii române strict comunism nu se articulează în ansamblul său, ci doar prin cercetări punctuale, e o situație la limita tolerabilului etanului. Aceasta este materia contextuală a literaturii românești recente, așa cum am arătat, nu doar ca fundal explicativ, ci ca un set ireductibil de tensiuni participante la procesul semnificant mai întâi, dar și la procesul axiologic. Dar din faptul că sunt filolog, simt că e normal să am o mică, mică reflexie de pe baza celor spuse de profesorul Ioana Pop. Mi se pare o extraordinară provocare metodologică pe care această conferință o aduce în atenția filologilor. Nu știu unde pe harta, pe geografia aceasta literară, unde s-a situat probabil între un nou tip de sociologie literară și un soi de fenomenologie a cenzurii acest demers. Pentru că, într-un anume sens, eu aici văd cele două paranteze, sau dacă vreți, cele două domenii, cele două hărți pe care se poate lucra. În mod clar, genul acesta de istorie nu mai poate fi modelul unificator al unei istorii de la origini până în prezent. Și mai degrabă un soi de istorie, în primul rând, o istorie. Istorie enclavă, care se adresează unor enclave, unor rupturi, unor fracturi și care, într-un fel, dacă unifică ceva, nu este o perspectivă câtuși de puțin triunfalistă, ci este una, să-i spunem, minimalist critică. Totuși aș face o observație, există un demers nu neapărat similar, dar dacă vreți, de, care acompaniază genul acesta de abordare și mă gândesc la cărțile profesorului Eugen Medicica la conferenția aici. Nu este tocmai ceea ce profesorul Ioana Bot ne propune, dar nu este nici foarte departe, deci o analiză într-un context al literaturii, nu istoria literaturii cei drept. Și aș întreba, efectiv, o astfel de cercetare o vede ca o cercetare într-un colectiv de cercetare, o vede ca o cercetare care să se adreseze în cazuri speciale sau poate fi, există un factor de unificare totuși undeva, un punct de convergență se poate întrevedea în genul acesta de nouă istoria literaturii române. Readusă în contextul firesc care este cel al regimului comunist, un context care, iată, nu poate fi în niciun caz eliminat, pentru că este prezent deja genetic într-un anumit sens în opera literară. Vă mulțumesc că dau cuvântul dumneavoastră, vă dau cuvântul pentru a pune întrebări și a realiza un dialog cu profesorul Ioana Pop. Mă auziți? Mă numesc Mișu George Dobrovice. Am urmărit cu interes conferința doamnei, însă n-am înțeles dacă dânsa cunoaște că a apărut o carte în două volume a lui Florentin Popescu intitulată Istoria anecdotică a literaturii române, care tratează și literatura din timpul comunismului, ca să zic așa. Sunt multe lucruri foarte interesante și anecdotice, bineînțeles, aici. O să mă opresc la două, pe care o să le pomenesc destul de succint. În anul 1980 ceva, nu mai știu exact, Teodor Mazilu a scris
a proștii subclateri, care a fost reprezentată la Teatrul Lucia Sturza Dunat. La a doua sau a treia reprezentare a participat și Ceaușescu cu fiica, care fiică, fiind în jur de 8 ani, Zoe, îl întreabă în pauză pe tatăl. Tată, ce înseamnă cuvântul curt? Că se pronunțase în piesa respectivă. Nu știu exact cum s-a desfășurat mai departe, dar de-a doua zi piesa a fost interzisă. Și n-a mai jucat, cu toate că a jucat la Cluj. Și n-a mai jucat în București. Am așteptat anii Revoluției când această piesă s-a pus într-un teatru efemer, în niște barăci, intitulat Union, care era la intersecția șoselei Paduri cu, mă rog, drumul Tatei, să zicem. Și am făcut pe dracu patru și am intrat la premieră în această sală. Și am urmărit la capul Arfine piesă. Nu am auzit cuvântul criminal. Pentru că a fost și un nicotec, l-am întrebat la o stalicinare, așa se obișnuia cu lumea aceea pe actor, zic, dom'le, dar unde e? M-a așteptat chestia asta, zice, în regizoarea noastră a mai aranjat piesa ca să nu fie tribut. Am rămas uluit. Deci era o autocenzură. Trec peste chestia asta, la vreo 2 ani apare din nou această piesă jucată la teatru foarte mic de către Teatrul Valac din Giurgiu. Ei, de data asta, la 5 minute, vântul criminat avea sens, n-avea sens, era pomenit. V-am dat un exemplu de cum se înțelege, hai să zic, lipsa cenzurii, s-a fost sfârșit. Sper că ați înțeles ce am vrut să spun. Tot în această istorie anecdotică a literaturii române, se mai pomenește de faptul că la Junimea se obișnuia că dacă atunci când se citește o lucrare și nu e interesantă, fiecare dintre participanți avea dreptul să zică, să ridice mâna să zică anecdote. Asta însemna un fel de veto, se întrerupea citirea lucrării respective și se începea să spună anecdote. Și întrebau ce din prezidiu, vreți pe Ulița Mare sau pe Ulița Mică? Pe scurt, se trecea pe Ulița Mare când doamnele erau evacuate în alt salon ca să nu-l deranjeze. O să scurtez în sensul că dintr-o conferință la o sesiune judiciară am înțeles că, de fapt, era o anecdotă mult mai puternică spusă de Demax. Demax în sensul, în acest, mă rog, Demax tată viitorului societar al literaturii franceze. Provocarea mea e următoare. Am căutat la Biblioteca Academiei Române să găsesc această anecdotă, care nu am găsit. Dacă cu mijloacele pe care le au înși literari poate să găsească aceasta, ar fi de bun augur. Al doilea, urmărind convorbirile literare, am aflat, sau mă rog, am urmărit toate publicațiile cu Caragiale, cu Eminescu și așa mai departe. Am rămas surprins că în timpul Războiului de Independență, Eminescu n-a spus nicio poezie. Și cu asta termin, având în vedere că dânsa este din Cluj, domnul Augustin Buzura este licențiat al Facultății de Medicină din Cluj cu lucrarea Psihanaliza în opera lui Shakespeare. Am vrut să citesc această lucrare. Mi s-a spus că e dată dispărută odată cu atașatul cultural al Cehiei, cu intervenția armatelor prin tratatul de la Varșovia. Îmi pare rău că v-am plimbat un pic, dar am vrut ca să spun aceste cuvinte. Mulțumesc pentru înțelegere. Pentru ceea ce e istoria